A fost crescut și educat sub îndrumarea directă a bunicii sale, Ecaterina cea Mare a Rusiei. Încoronat la vârsta de 23 de ani, a avut de înfruntat ambiția lui Napoleon de a cuceri Europa. Apoi, spun unii că și-a înscenat moartea în 1825 pentru a trăi în călugărie în Siberia. Francezul a studiat timp de 2 ani piatra din Rosetta, datând din timpul lui Ptolemeu al V-lea. Aceasta conținea un text, același, scris cu hieroglife în demotică și în greacă. Cum despre ultimele două se știa câte ceva, a reușit să descopere mecanismul traducerii hieroglifelor. Criticul francez spunea despre meseria sa că este plăcerea de a cunoaște spiritele, nu de a le domina. Niște ochelari nu o nuia. Și mai știa că este greu să descoperi adevărul asupra oamenilor, ca și asupra lucrurilor, iar după ce l-ai găsit, nu e mai puțin dificil să-l păstrezi. Este autorul primei opere românești, Baba Hârca, și al muzicii Horei Unirii, pe versurile scrise în 1855 de Vasile Alexandrii. A colaborat cu bardul de la Mircești și prin muzica pentru vodevilurile și cupletele pieselor acestuia. Eugeniu Montale îl definea ca pe unul dintre acei scriitori care scriu o singură carte. Ghepardul, deși refuzat inițial de edituri, a apărut postum, iar ecranizarea lui Visconti a sporit celebritatea autorului. Celebră rămâne și replica aparent contrariantă a unuia dintre personaje. Trebuie să schimbăm totul pentru ca nimic să nu se schimbe. A condus Germania de vest timp de 8 ani, dificil, în plin război rece. Admirator al filozofului Karl Popper, Schmidt este și un talentat pianist, înregistrând câteva concerte marca Mozart sau Bach. Primul dintre cei 6 copii ai împăratului Hirohito și al împărătesei Nagako i-a succedat la tronul imperial japonez tatălui său în ianuarie 1989. Fiul său mai mare, Naruhito, va continua această tradiție. Pregătirea în domeniul psihologiei și activitatea jurnalistică l-au apropiat și de proiecte cu impact educațional, social sau ecologic. În calitate de președinte al Agenției de Monitorizare a Presei, are multă treabă. Problema succesiunii în cazul Imperiului Roșu Sovietic a fost mult mai complicată după moartea tătucului Stalin în martie 1953. Troica Hrușciov-Malenkov-Beria trebuia redusă la un lider. S-a întâmplat să fie primul, iar ultimul a primit condamnarea la moarte. Pe când avea 5 ani, interpreta și fotomodelul italian a plecat împreună cu familia în Franța de teama organizației teroriste Brigăzile Roșii. A devenit prima doamnă a Franței în februarie 2008 prin căsătoria cu Nicolas Sarkozy. Laureatul Nobelului pentru literatură din 1971 poate că n-a trăit în propriul său corp, poate a trăit viețile altora. Viața lui a fost făcută din viețile altora. A înțeles și că e nevoie de foarte mult timp pentru a fi tânăr. Jurnalistul devenit în 1955 directorul secției române a Radio Europa Liberă a deranjat mult pe mai mari comuniști de la București. Pacepa povestește că moartea lui Noel Bernard a fost comandată de însuși Ceaușescu Securității, care a folosit o substanță radioactivă având numele de cod Radu pentru a-și pune planul în aplicare. Generalul sovietic a proiectat cea mai utilizată armă din lume din patriotism. Societatea de consum n-a scăpat prilejul de a crea brandul Kalashnikov și pentru un alt produs specific rusesc, vodka. Nu le vom ști niciodată pe toate, important e să înțelegem ceva din viața asta.